Bună seara! Ne reîntâlnim cu un invitat drag nou, Anatol Basarab. Îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația. Ce vă mulțumesc pentru invitație! Astăzi aș vrea să discutăm despre o temă pe care pe toți ne preocupă, manipularea. Manipularea de toate formele, în toate variantele, la toate nivelurile. Aș vrea să începem prin a înțelege niște noțiuni de bază. Ce înțelegem, de fapt, prin destin și soartă? Cei doi termeni care de multe ori se confundă. Aș vrea să ne dai tu definițiile celor doi termeni. E o întrebare foarte interesantă, dar încerc să găsesc o modalitate foarte scurtă de a explica sau de a face lucrurile astea înțelese. Pentru că adevărat, eu observ la fiecare pas cum oamenii încurcă termenii respective. Adică vorbesc despre soartă, dar presupun destin. Vorbesc despre destin, dar presupun soartă. Și aici, din cauza neînțelegerii termenilor, în subconștientul nostru, se produce un adevărat conflict. De multe ori un război întreg, pentru că, deși noi, conștient, nu înțelegem sensul anumitului cuvânt, subconștientul îl știe foarte bine, moștenit, spunem așa, încă de la strămoși. Una este destinul și, într-adevăr, cu totul altceva este soarta. Uitați-vă, dacă am face o analogie, să presupunem că luăm într-un butoi și aruncăm acolo 20 de șoricei. Ei în mediul ăla s-au născut, de fapt, nici nu îi aruncăm acolo. Ei acolo punem, numai s-au născut și acolo au nimerit. Uite, 20 de șoricei, de fapt, le creăm toate condițiile ca să trăiască. La un moment dat, ei trăiesc. Uite, mediul ăla înconjurător în care ei trăiesc, butoiul respectiv, asta este soarta lor. Nu o poți schimba. Nu depinde de tine și orice îi faci tu din butoiul respectiv nu poți evada. Dar în cadrul acelui butoi, tu, șuricei sau oamenii, spunem așa, interacționează între ei. Unul devine lider, altul mănâncă pe celălalt, fac tot felul de lucruri. Asta este deja destinul lor. Altfel mai spus, ridicând analogia respectivă la nivel global, uite, noi ne-am născut toți oamenii, ca șuricei respectiv de care vorbeam, pe planeta respectivă, Pământ. Într-o anumită țară, într-un anumit mediu, într-o anumită cultură, într-un anumit sistem religios, în general într-un anumit mediu. Uite, ceea ce exista înainte ca eu să apar, tot asta la un loc face parte din soartă. Apoi, eu mă nasc din niște părinți. Părinții mei și ei s-au născut din niște părinți. Părinții lor s-au născut și ei din străbunicii mei. Și în felul respectiv ei au transmis unul altuia genetic și cultural o serie întreagă, spunem, de abilități, capacități, sisteme de gândire, noțiuni le-au transmis. Părinții mei, din moment ce m-au născut, mi-au transmis mie filogenetic. Adică toată informația filonului meu, toate apucăturile, toate deprinderile, toate temerile inclusiv. Și eu mă nasc direct cu ele. Aș fi vrut să fie altele, dar astea sunt. Asta este soarta. Ceea ce nu putem schimba. Adică în Coran, în Biblie, în alte sisteme religioase se vorbește chiar așa, să spunem, că soarta omului este scrisă în frunte sau în cartea vieții și nimeni nu o va putea modifica. Adică dacă mie genetic mi-e dat, indiferent cât de mult mergi pe străi o sănătatea, dar genetic mie mi-e scris trăiesc 80 de ani, eu voi trăi 80 de ani. După 80 de ani ceva se va întâmpla acolo și atât. Până acolo mi-a fost scris. Indiferent cât de mult mă îngrijesc eu sănătatea. Pentru că uitați-vă, de exemplu, adică interacțiunea între soarte și destin. Cel care a inventat fitness-ul ar trebui să fi fost și al practica, ar trebui să fi fost un om destul de sănătos. Și totuși el a murit destul de tânăr, să spunem așa, alergând, făcând jogging prin parc dimineața. Într-o bună dimineață acolo a murit. Deși omul își întreținea sănătatea. Unii sunt vegetariani, dar sunt bolnavi de cancer. Alții sunt omnivori, să spunem așa, și trăiesc foarte mult. Unul fumează toată viața lui și moare la 90 de ani. Altul nu a fumat niciodată și moare la 45, tot dintr-o boală oricare. Uite, asta este întreaga mediu, atât extern cât și mediu intern, cel genetic, moștenit,
cu toate abilitățile, capacitățile organismului, ochii mei căprui, deși aș fi vrut să fie albaștri, înălțimea, configurația corpului, configurația scheletului, tendoanelor, mușchilor, chiar și organelor interne, anumită configurație, chiar și o anumită configurație a sufletului meu, asta este soarta. Nu poți face, nu poți modifica. Dar în timpul ăsta eu trăiesc și îmi construiesc propria mea ontogeneză, propria mea genetică, adică eu umblu personal la gene, la toate genele care le-am moștenit eu de la străbunii mei, în timpul vieții, prin experiențele mele, prin trăirile mele, prin ceea ce mănânc, prin o serie întreagă de lucruri, eu umblu și construiesc sau reconstruiesc într-o mulțime de feluri structura mea genetică. Aia era filogenetică, asta este ontogenetică. Eu umblu. Mai departe și eu o voi transmite așa modificată, cu noile abilități dobândite, cu noile capacități, cu noile viziuni, o vom ieșteni viitorul meu copil. El o face asta mai departe și uite, asta deja este destinul. Cu alte cuvinte, mediul ăsta mare, tot pământul, este soarta. Dar ceea ce voi face eu în cursul vieții pe pământ, este destinul. Sau altfel, toate mașinile sunt fabricate într-o fabrică, de exemplu, toate sunt de o anumită marcă. Prin urmare, toate mașinile respective trebuie să aibă, au aceeași soartă. Care e soarta lor? Le place, nu place, să ducă în ele un șofer, să ruleze pe, pe șoselele lumii, să vadă toate interacțiunile dintre cei care călătoresc în acele mașini, dar vedem că fiecare mașină are un destin diferit. Una se ciocnește de un stâlp, alta cade în prăpastie, alta ajunge să rămână mașină de epocă, alta ajunge să fie și moștenită și peste un timp oarecare să vinde chiar mai scump decât a fost cumpărată cândva. Asta este destin. Adică, omul în timpul vieții trăiește într-un mediu, în mediul înconjurător, în spațiul variantelor, spunem. Și el are posibilitatea de a face în fiecare moment al vieții sale alegeri. Noi facem alegeri chiar și atunci când nu facem alegeri. A nu face o alegere, a nu alege ceva, este tot o alegere. Alegerea, adică libertatea de a nu alege. Dar asta este o alegere. Și în fiecare moment al existenței noastre, legând sau nealegând ceva, noi ne construim un anumit traseu prin viață. Asta și este destinul, adică destinația. Unde voi ajunge eu cu mașina răia respectiva mea, cu toată. Chiar dacă ea se va termina bateria la 80 de ani, până la 80 de ani, unde voi ajunge? Și uite așa de asemănăm noi, oamenii, spunem așa, cu mașinile. Că putem face analogia respectivă. Corpul meu este tot o mașinărie. O carcasă. O carcasă, o mașinărie, un biorobot. În spatele căruia este un operator acolo, șoferul să-l numim. În fiecare dintre noi. Așa cum mașinile, chiar dacă sunt de aceeași marcă, le vedem pe drum, ele merg diferit. Una face slalom, alta mai aproape plutește, nu rulează, alta frânează brusc. De ce? Pentru că așa se manifestă spiritul celui care stă în spatele volanului. Exact așa și la noi. Putem să găsim oameni care să fie identici, să spunem așa, dar ei se vor manifesta diferit. Gemenii sunt la fel aproape și genetic, dar ei se manifestă în cursul vieții diferit. De ce? Pentru că au făcut diferite alegeri. Și așa se manifestă spiritul din spate. Ei, uitați, doi copii sunt gemeni, prin urmare ei au cam aceeași soartă. Dar în cursul vieții, ambii s-au propus să ajungă în Poiana Brașov, de exemplu. Asta e destinația lor. Acolo s-au propus. Când vor ajunge acolo, ei vor să se împliniți și fericiți. Numai că unul merge cu mașina lui stabil, chiar și dacă lent, chiar dacă e mai... tușește motorul, chiar stabil merge pe drumul lui și el ajunge la Brașov în Poiana. Celălalt a ajuns până la Comarnic, de exemplu. Eu plăcut acolo un bar, o mai stat acolo, apoi mă găsit un casino, o mai stat acolo câteva săptămâni, apoi s-a împrietenit cu altcineva și o hotărât să vină înapoi spre București. Apoi la jumătate de drum s-a răzgândit, stai că de fapt mie nu-mi place, să divorțează de acea femeie sau de acel bărbat, de fapt eu vroiam la Brașov, să întoarce înapoi. Și uite așa, a trecut o perioadă de timp, când al doilea ajunge acolo, primul deja are acolo un hotel construit. Deci, soarta lor erau, spunem, asemănătoare, dar destinul și l-au atins, sau scopul în viață, linia, parcursul prin viață, la ei au fost diferit.
Asta reprezintă destinul, destinația. Fiecare om în cursul vieții apare în lumea respectivă, nu numai pentru ca să mănânce, să consume ceva, să-și cumpere casă, ci cumva să se autorealizeze pe el însuși. Uite, forma asta de autorealizare, care depinde în totalitate de alegerile care le facem noi în cursul vieții sau nu le facem, ne duce pe noi către un anumit munte, muntele care trebuie să escaladăm. Aici sunt mergătorii. Apropo, tot omul poate să ajungă undeva în cursul vieții. Și viața ne arată că unii oameni fără mâini, fără picioare, ajung mai departe decât cei care au mâini și picioare. Da. No. De ce? Pentru că ei sunt mergători, ei merg. Și uite, trăind în spațiul ăsta a variantelor, lucrurile stau cam în felul următor. Chiar și în relația dintre bărbați și femei. Lumea se împarte în mergători, cei care și-au propus undeva să ajungă, nu contează unde. Ei își doresc acel lucru și fac alegeri permanente în vederea atingerii acelui scop. Ei sunt mergători. Cei mai mulți oameni nu sunt mergători. Sunt, să numim, turmă, dacă vrem, e un cuvânt destul de potrivit și foarte conform realității. Ei nu sunt mergători, ei așteaptă să fie conduși. Din cauza respectivă, totdeauna au nevoie de un conducător, de un lider, de un voievod. Voievodul vrea și știe unde trebuie să ajungă și care este scopul bătăliei, și cei care luptă, problema lor vitală este să rămână în viață. Care sunt scopurile, ce se va întâmpla după, pe ea așa de mult nu interesa asta, atât timp cât ești încadrat în luptă acolo, problema numărul unu pentru tine va fi nu viitorul țării, nu viitorul, ci să rămâi tu în viață. Maximum, supraviețuirea. Supraviețuirea, maximum de timp posibil. În același timp, generalul sau voievodul are scopuri mărețe, unde trebuie să ajungă, ce se întâmplă dacă pierdem, ce se întâmplă dacă câștigăm, dacă câștigăm fapt care este pasul următor și tot așa mai departe. El construiește un viitor, ceilalți se supun acelui plan și contribuie la realizarea lui. Astfel, mii de soldați contribuie la realizarea scopului generalului. Uite, generalul undeva merge și el își dobândește un destin. El rămâne Ștefan cel Mare și despre el se va vorbi foarte mult timp, devine un zeu. Ceilalți, mii, sute de mii, nimeni nu le va pomeni numele vreodată, pentru că soldați necunoscuți, mormântul soldaților necunoscuți, vor acolo. Dar ei au contribuit la realizarea acelui plan. Acum ne imaginăm în felul următor. Trăim într-un spațiu a variantelor. În jurul nostru sunt miliarde de variante, în dependență de conștiința noastră, de lărgimea conștiinței noastre. Unele din variantele respective le putem vedea și le putem alege, celelalte nu le putem vedea și nu le putem alege. Omului se spune că el este liber și are liberul arbitru. Fals total. Atâta timp cât omul nimerește într-o oricare problemă a vieții și el poate atâta doar să vadă, să aleagă dintre două lucruri, unul, adică să atacă, să atace sau să fugă, asta nu este niciun fel de alegere. Asta fac și animalele. Asta este pură supraviețuire. Atâta timp cât supraviețuiești, asta nu înseamnă că tu ai posibilitatea de a alege ceva în viața respectivă. Apoi, mai fiind și manipulat omul respectiv de diferite feluri, el crede că are posibilitatea să aleagă din două una, dar de fiecare dată o alege numai pe una. Pentru că este influențat sau manipulat să aleagă din două variante, așa numită alegere impusă. Și el crede că o alege de la bun început el, că el a fost liber să aleagă. Eu am ales destinul stătător, asta, stânga sau dreapta. Nu, e o iluzie. E o iluzie, că tu ai ales chestia respectivă. Asta poți să demonstreze orice mentalist. Mai ales atunci când trebuie să alegem din două lucruri. Una, totdeauna poți să-l determini pe om să aleagă din start paharul ăsta și nu celălalt. Pe oricare om. Când trebuie să alegem din 3, din 4, din 6, 8 variante, influența devine mai complicată. Sau determinarea omului să aleagă din 6 variante una este posibilă, dar devine mai complicată. E nevoie de un specialist mai bun care să producă astfel de influențe exacte cu rezultat dinainte știut clar. În general, oamenilor nu le se dă posibilitatea să aleagă din 10 variante, nu? Ai o singură posibilitate, ori plătești taxele, ori nu le plătești. Dacă le plătești, nu primești nimic, doar ești liber. Dacă nu le plătești, pățești ceva acolo. Alegi din două variante, asta nu înseamnă că ai posibilitatea în general de alege. Și astea sunt 80% din populația globului. Oameni care n-au nicio capacitate de alege, deși ca au impresia totală că ei sunt liberi și că tot în cursul vieții lor aleg. Ei,
mergătorii, într-adevăr, alerg. Cei care așteaptă să fie duși undeva, turma, ca ciobanul și turma. Dacă ciobanul a ales că săptămâna viitoare trebuie să fim pe vârful alt de munte, că iarba e mai suculentă, oile cred că ele pot alege și că ele aleg. Uite, să margă mai la dreapta, să margă mai la stânga, să rămână mai în urmă, să alergem mai puțin mai în față, dar până la urmă ea se trezește exact acolo unde a vrut ciobanul. Ei, vedeți, ciobanul a ales și oița au crezut tot timpul că ea este liberă. Dar atât de liberă a fost încât până la urmă ea a ajuns exact acolo unde a vrut ciobanul și niciodată unde ar fi vrut ea. Dar în tot timpul ăsta eu am avut posibilitatea să aleagă, să meargă mai repede, să fie în mijlocul turmei, să fie la marginea societății undeva acolo, să fie chiar exclusă din turmă, așa, și să meargă uiță, singurică, așa, pe lângă turmă, crezând și având iluzia că ea, dacă este mai aparte, așa, e elitistă chiar și nu face parte din turmă. Și că, uite, eu sunt separat de ei, uite, eu și uite turma. Dar odată cu turma, ea se mișcă tot acolo și tot pe acel vârf de munte ajunge. Ei, uite, așa merge societatea umană cu totul. În spațiul ăsta a variantelor, lângă faptul că avem posibilitatea de alege. Orice alegere, imediat când am făcut-o, noi nu alegem numai un singur alegere. Am ales să beau apă. Eu automat am ales să mă mișc, să ridic paharul, greutatea. Am ales deja automat să o duc către gură. Să beau și trebuie să fac lucrurile astea bine, că s-ar putea să mănec, dacă nu, așa. Apoi să mă aplec în față, să duc aceeași greutate, să o așez acolo, cheltuind o cantitate de energie. Vedeți, eu am ales numai să beau apă, vreau să beau apă, dar pe lângă asta am ales o serie întreagă de opțiuni, în mod automat. Toate opțiunile astea, sau în spațiu variant, toate alegerile care le facem noi din mulțimea de variante, imediat, din moment ce numai ne-a trecut prin cap de multe ori, sau am făcut alegerea numai mentală, noi în momentul respectiv am contribuit în mod automat la îmbunătățirea calității vieții sau la răutățirea calității vieții. De fiecare dată facem chestia respectivă. Orice alegere, imediat, produce efecte. Chiar dacă este o alegere numai mentală. Spre îmbunătățirea vieții sau spre scăderea calității vieții. Numai că toate lucrurile astea se întâmplă, dacă ne-am putea imagina așa, pe într-o grafic. Aici este calitatea vieții și aici este timpul vieții. Și noi circulăm în cursul vieții printr-un așa, un râu. Imaginați-vă chiar un râu. Stânga e foarte bine, viața foarte bună. Îți vine să zbori dreapta, malul drept, îți vine să te sinucizi. Nu mai poți. Și noi alegem. Am făcut o alegere, ne-am apropiat mai mult de stânga. Am făcut o altă alegere, ne-am apropiat mai mult de dreapta. Tot timpul, uite așa, ne mișcăm, făcând tot felul de alegeri. Câteodată suntem atât de capabili să facem alegeri, încât reușim să facem chiar bucle în timp. Adică, uite, omul a ajuns la 40 de ani, a făcut o alegere, a făcut o buclă întreagă și a trezit la 25 de ani. El fizic are 45, că timpul a trecut, dar calitatea vieții lui și tot cam ce poate, cam tot ce gândește, este identică cu cea de 25 de ani, de exemplu. Spiritul rămâne tânăr. Da, adică cam ce avea, cam ce gândea, cam ce credea el despre lume la 25 de ani, o ajuns să se întoarcă, să sântă și să gândească, să aibă aceleași păreri la 45 de ani. Prin urmare, el făcând o buclă în timp, aproape că nici nu a evoluat. Noi facem bucle este în timp în plan economic, financiar, de exemplu. Uite, acum nu de mult, toată lumea a făcut o buclă în timp și ne-am trezit din 2014 în vreo 2004. Așa. Astea sunt făcute conștient, e o manipulare socială, se face conștient și cu anumite scopuri de către specialiști, oameni, spunem așa, cu anumit interes, de multe ori chiar pentru a salva economiile unui stat. Uite, în felul ăsta noi trăim și totdeauna ne construim ce propriul nostru destin, în cadrul aceleiași soarte, aceleiași râu, prin care mergem toți la vale, râul la toți odată se duce către mare, sau... Odată ajungem la mare, la toți și murim acolo. Mai devreme să mă trezesc. Viața noastră din punctul ăsta de vedere se aseamănă în felul următor. Imaginați-vă, ești tânăr, te-ai născut. Numai când te-ai născut, imaginați-vă așa, un coridor în care nu prea are uși. Mergem pe el, ne dezvoltăm, creștem, mergem pe coridorul respectiv și nu prea avem ușiță în stânga sau în dreapta. Odată cu atingerea vârstei undeva de 7 ani, mai departe încep să apară uși, mai în stânga,
cu cât mai mult în timp, cu atât mai multe uși. Și unele le putem deschide cu piciorul, altele le putem deschide numai din curiozitate, să vedem ce e acolo, ne place, ne place. Am închis înapoi, în altele putem intra, putem lua de pe acolo, mai ne putem lua ceva, îmbogăți, citi, informa. Și iar ieșim din camera respectivă, iar ne mergem pe coridor, iar ne ducem mai departe și cu cât mai mult în timp trecem, cu atât mai mult ne întoarcem în perioada de naștere. La odată întrezăm că ușile devin din ce în ce mai puține opțiuni, posibilități de alege. Când ești tânăr, oricine te angajează, când ai 50 de ani, nu te mai angajează oricine. În unele state, dacă nu chiar și la noi, după vreo 45 de ani, nici nu-ți mai face asigurări. Adică, nu mai vor să-ți facă asigurări, hai, lasă, cam așa. Adică, așa, posibilitatea ta de alege scade. Și la un moment dat te trezești, cât o mai rămas în față o singură ușă și aia tot timpul e deschisă. Ajungi la ea și sari de acolo într-un neant așa. Te-ai dus din lumea respectivă. Ușa aia totdeauna ne așteaptă. Totdeauna e deschisă, nu trebuie să o deschizi, e totdeauna ne așteaptă. Depinde de noi cât de repede ajungem acolo. Cei care deschid foarte multe uși, aleg foarte multe opțiuni, viața le pare foarte interesantă. Cei care merg numai prin coridor și sunt timizi să deschidă ușa, să încerce ceva, o dezvoltare personală, a mai citi, a te mai informa, chiar și dintr-un film poți să înveți foarte multe lucruri, dar nu numai stai să te uiți la el. Te-ai uitat? Ai uitat că te-ai uitat? S-a terminat filmul și n-ai înțeles nimic. Așa. După ce ai văzut filmul, mai faci o sinteză, mai te gândești ce-a vrut filmul ăla să spună. Regizorul ăla e un om, ăla are o filosofie, o transmis ceva, chiar codificat, chiar ascuns pe acolo, prin filmul ăla ceva. Prin unele fraze, prin unele momente, ce-a vrut să spună cu asta? Care e filosofia filmului? Ce e de acolo de învățat? Cine face așa ceva? Nimeni. Am văzut, momentan, wow, a fost interesant. Dar ce-a fost interesant? Păi, aia a fost interesant, cum l-a bătut ăla pe altul. Și atât ai înțeles din film? Mișto, e bine filmat un film. Și fie de fiecare să acopere propria lui, spunem, necunoaștere sau chiar prostie, cu tot felul de frazele astea. Păi, e interesant, uite, atât. Adică absolut infantil, din punctul ăsta de vedere. Și viața lor devine infantilă, pentru că așa gândim. Da, bă, uite, de exemplu, referitor la exemplu filmului, să știi că sunt mulți care au constatat că deja în film, regizorul, scenaristul, este de fapt inspirat, accesează acea bază de date și uneori în filme ne sunt prezentate situații care în realitate, sau tehnologii care în realitate există cu, nu știu, 15-20 de ani înainte. Da. Dar sub forma artistică sunt prezentate și aduse la cunoștința publicului în varianta asta destul de târziu, doar într-o variantă așa, stilizată. Atunci când informația este posibilă să fie aruncată în spunem așa, în curba lui Gauss, ca să devină informații de larg consum. Chiar și regizorii sau creatorii speră că informația respectivă devenind de larg consum, ea va face niște transformări, niște modificări în conștiință, în comportament, în capacitatea oamenilor de a alege și în capacitatea lor de a vedea posibilitățile. De cele mai multe ori asta nu se întâmplă. Oamenii privesc acel film, de exemplu, sau citesc acea carte, emoționalizează într-un fel sau altul și cu asta s-a terminat. Da, păi uite, de exemplu, exact cum ai spus tu, suntem oarecum împărțiți în două mari categorii, lideri și supuși, deschizători de drumuri și cei care vin după, da. Așa, și automat, clar, destinele noastre sunt oarecum diferite. Păi uite, de multe ori destinele oamenilor poate să fie legat, la mulți oameni, poate fi legat de destinul unui singur om. De exemplu, destinele tuturor angajaților, dacă îți presupunem eu sunt angajator și eu le dau din muncă, salariu, la 200 de oameni. Uite, destinele oamenilor respectivi este total legat de-a meu. De-aia eu și sunt bogat. Bog e Dumnezeu. At, sfera atmică, de unde el vine, cum ar fi, sau forma de structurare a sufletului lui. Că aici vine spune așa, noi toți suntem la fel, nu suntem la fel. Noi toți suntem egali. N-avem cum, dacă nu suntem egali, la fel, cum să fim egali? Nu. Egali în fața legii, da, egali în fața statului, poate, da, egali în fața operei de artă, da, dar noi în fața picturii, de exemplu, Mona Lisa, toți suntem egali.
Numai că fiecare privind va asimila lucruri tot diferite și din momentul respectiv când ne vom întoarce cu spatele și vom ieși din acel muzeu, fiecare va fi diferit. O asimilat lucruri diferite de acolo. Ne place asta să credem, mai ales, spunem așa, dacă putem spune că iarăși noi. Așa e construită lumea, ca și deștiu, respectiv din trei componente. Sclavii, supraveghetorii de sclavi și zei. Sclavul modern, nu trebuie să ne... Toată lumea știe sclavia modernă. E alt tip de sclavie. Nu mai stă nimeni cu biciu, nu stă supraveghetorul de sclavi să dă cu biciu asupra ta, cum se întâmpla în Egiptul antic sau, mai știu eu, alte timpuri. Acum s-a mutat biciul din mâna supraveghetorului în mâna noastră și singur ne autoflagelăm de multe ori sau ne autobiciuim ca să nu întârziem la muncă, ca să primim medalia, ca să compensații oricare, ca să creștem în poziția socială, ca să înaintăm, ca să progresăm, ca să nu știu de felul ăsta, nebiciindu-ne nimeni. Dar când îi dai omului posibilitatea să se autobiciuiască, el o face asta mai bine decât supraveghetorul de sclav, că ăla e unul la mulți și nu reușește să-i controleze pe toți. Astfel încât aici au fost, tot vorba de manipulare, au fost o manipulare în timpurile alea foarte, foarte deșteaptă, în care s-au reușit să-l facă pe om să creadă că el este tot timpul liber, să vină la câmpul de muncă, spunem așa, la carieră, la piatră, să spargă piatra cu foarte multă, spunem așa, plăcere, crezând că face ceva. Și totuși, când marele filosof trecea pe lângă ei și îi spărgeau piatra, îl întreabă pe om, tu ce faci aici? Ce să fac șeful, cum se spune astăzi? Ce-o plesc la blestemata asta de piatră? Pe altul îl întreabă în același loc. Tu ce faci aici? Ce să fac zeule? Îmi câștig existența. Și pe altul îl întreabă, dar tu ce faci aici? Păi ce să fac, zeule? Construiesc un templu. E uite la care construia un templu, ăla deja la un pas de deveni zeu. Uite, despre manipularea din vechime până în prezent o să discutăm și după o scurtă pauză. Discutam despre soartă și destin. Practic, cei care au acest destin pe care consideră că și l-au ales de lideri, acest destin este determinat practic de soartă. Prin ei își împlinesc soarta. Soarta lui este să fie lider, celuilalt este să fie executant, să spunem așa. Evident. Dar în schimb, prin destinul pe care îl are, el poate într-adevăr să-și împlinească soarta, să ajungă în elită la acea capacitate de zeu, da? Să o manifeste, sau poate să rămână la un anumit nivel. Evident. Gândiți-vă în felul următor. Dacă strămoșii mei, toți, pe linia genetică de pe care vin eu, de exemplu, toți au fost luptători și nu numai că luptători, ci toți au fost lideri. Păi ei mi-au transmis mie toate abilitățile și apucăturile astea de a fi lider. Tu când te naști, deja ai în tine chestia respectivă, adică ți este sortit să fii un lider. Acum mai departe eu îmi voi alege destinul, voi deveni sau nu. E ca în exemplu, și dacă voi deveni, unde voi ajunge, ce fel de conducător voi fi, dictatorial, un binevoitor, spiritual lider, un lider de opinie, un lider în știință, un lider în medicină, un lider transformaționalist, ce fel de lider mai departe voi fi, depinde de mine, folosând un bagajul strămoșilor mei, adăugând la el ceea ce am învățat și eu astăzi, pentru că lumea schimbă în permanență, noile mele forme de gândire, spunem, bazate pe cele vechi. Noile mele, spunem așa, abilități care se formează și din cele vechi. Așa se explică faptul că unii copii se nasc la 4 ani și la 4 ani deja cântă ca Beethoven. Asta nu putem explica decât pe transmisie moștenită filogenetic. Adică el orice în viețile anterioare au făcut lucrul respectiv foarte mult timp și dezvoltându-și abilitatea, ori ai lui au fost foarte dotați neamul de pe care vine el, foarte dotați și obișnuiți cu așa ceva, încât el numai când se naște la 4 ani zile, pianul pentru el e un lucru foarte ok. Bun, și el poate înțelege funcția lui, poate deja la el cânta. Alt copil, chiar dacă ai lui n-au fost așa, n-au avut aptitudini muzicale, spunem.
au fost toată viața ascultători, dar nici unul poate din neamurile lor străvechi încolo n-au cântat la vreun instrument muzical. Și cu toate astea, dacă îmi dați copilul ăla și eu îl țin 10.000 de ore în fața pianului, el va ajunge un foarte mare pianist. Pentru că în 10.000 de ore de muncă în fața pianului, el va dobândi atâta abilitate, atâta posibilitate, îi se va modifica codul lui genetic în totalitate și va fi întemeitorul în neamul lui sau pe linia asta genetică, va fi primul întemeitor al capacității respective, după care urmează, el va urma să o transmită moștenitorilor lui. Și ai lui, după asta, vor fi mai abilitați, mai talentați la muzică. În 10.000 de ore, pe oricare om, dar asta înseamnă muncă, vedeți că de muncă. Și asta nu înseamnă munca aia ce îmi câștig existența sau cioplesc la blestemata asta de piatră, ci munca aia, construiesc un templu. Exact. Aia, și atunci omul respectiv va ajunge, spunem, un foarte bun pianist. Apropo, în lumea muzicală, cei mai mari gitariști, cei mai mari instrumentiști, pianiști, sunt antitalent. Adică ei au ajuns acolo prin alea 10.000 de ore. Practic, se face un salt, se poate face un salt, dacă, să spunem, printr-o muncă asiduă, reușești, practic, să-ți modifici destinul și să ajungi aproape de nivelul de lider. Evident. Fiecare om poate face chestia asta în direcția alegerilor. Noi toți suntem liberi. Adică, uite, aici chiar toți suntem egali. Trăim în spațiul variantelor. Spațiul ăsta variantelor are miliarde de variante. Atât de multe variante încât ai putea să mori de aici până la ieșire din studio. Dar tot de la ieșire până la studio s-ar putea să te iluminezi. Atât de multe variante, depinde ce vei alege. Și atunci, în fața alegerilor, noi toți suntem egali. Numai că ele, variantele, sunt pentru toți. Uite, astea sunt variante. Dacă o alegi bine, nu o alegi tot bine. Numai că oamenii, nu toți oamenii, sunt înzestrați. Nu că au avut natura sau Dumnezeu ceva cu ei, ci genetic moștenit, educațional, venind dintr-un anumit neam, venind dintr-o anumită cultură. Uite, exemplu, tu gândești cum gândești despre bărbați, despre relațiile bărbat-femeie, într-un anumit fel, numai pentru că ești româncă. Dacă te-ai fi născut exact tu așa, dar într-un stat musulman, nici prin cap n-avea să-ți treacă vreo idee, că ar putea să-ți treacă vreo idee de genul respectiv prin cap. Pur și simplu era exclusă chestia asta, posibilitatea respectivă pentru tine era anulată total. Ce atâta emancipare? Da. Eu gândesc așa cum gândesc numai pentru că m-am născut într-o anumită cultură care a exercitat anumit tip de presiune asupra mea și eu, ca un boț de plastilin, sub presiunile respective, m-am modelat. Odată am mai opus rezistență, iar presiunile sociale au fost mai puternice decât capacitatea mea de a rezista la acea presiune. Și atunci m-am modelat. Altă dată am fost mai puternic decât instrumentul sau influența care venea asupra mea și nu m-am lăsat modelat. Ei, și uite așa, vedeți, asta este o alegere. Alegerea de a fi de acord, de a nu fi de acord. De a face ca ei, de a nu face ca ei. De a te lăsa influențat, de a nu te lăsa influențat. De a zice ca ei și a face ca tine, sau de a zice ca ei și a face ca ei. Sau de a zice ca tine și a face ca tine. Toate astea sunt alegeri. Uite, în fața alegerilor noi suntem toți egali. Numai că unii văd posibilitățile sau opțiunile, alții nu le văd. Asta e problema lor. Știți, uite, un milionar merge pe un oraș și vede banii pe jos. Pur și simplu, cum stau bani pe jos în țară? În țara asta, în general, sunt foarte mulți bani pe jos. Numai că unii îi văd și îi ridică. Fac o mică muncă să îi ridice, spunem așa. Alții nu văd chestia asta. Nu văd cum poți să te îmbogățești din fier vechi, de exemplu. Uite, unii văd. Sau din, nu știu ce, din canale, din capace de canale. Sau orice alt lucru. Unii văd, alții nu văd. Nu înseamnă că cei care văd îi ridică banul, dar prin ceea ce fac un rău sociumului, lumii în general, lucru care se răsfrânge mai devreme sau mai târziu, fie individual sau colectiv asupra lor, pentru că la un moment dat vor atinge o anumită cotă și vor merita, spunem, poate chiar și ura. Și tot ei vor striga, dar de ce toți au ceva cu noi, dar nu credeți că meritați? Nu credeți că ați ajuns la chestia asta în timp? Ei, uite, acum deja ne apropiem de miezul subiectului de manipulare și să începem lămurind aspectul ăsta al determinării, predestinării, da?
al sorții și al destinului, să ajungem de fapt și la manipulare. Începând de la bază, acolo unde sunt doi oameni, deja există manipulare. Că ne place, că nu ne place, de fapt, de acolo începe manipularea. Da. Și pornind de la manipularea în doi, da, ajungem la o manipulare de masă, da, extrapolat deja la nivel de societate. Aș vrea să începem cu acea manipulare în doi. Într-adevăr, unde există doi oameni, între ei încep să apară interacțiuni. Numai că noi folosim termenul respectiv manipulare total greșit. De ce? Manipularea vine din culturile antice, din ezoterism, din magie inclusiv, și manipulare înseamnă cu totul altceva decât înțelegem noi acum. Manipulatori, și astăzi, pe suprafața globului, poate există numai, spre vreo 10 oameni, pe tot suprafața globului. Dar manipularea, manipulatorul nu, adică și termenul de manipulare în tradițiile din care provine termenul respectiv nu înseamnă nici pe departe ceea ce înțelegem noi. Manipulatorul este un mag. El poate face lucruri, spunem așa, absolut incredibile, și el într-adevăr manipulează cu forțele universului, cu forțele cosmosului. De ce? Pentru că a ajuns să fie una cu ele și să le înțeleagă. La fel cum, spunem așa, fiul când crește mai mare ajunge alături de tată și îl înțelege atât de bine încât poate să-i folosească instrumentele tatălui pentru jocurile lui, de exemplu, sau pentru a face ceva. Uite, folosești motocicleta lui tată, știi? Și tu manipulezi lumea în momentul respectiv, faci cu instrumentele lui tată ceva, nefiind în calitare. Ei, magul poate folosi forțele cosmice pentru, nu știu, genera, de exemplu, o ploaie, sau pentru a opri o ploaie, sau pentru a face alte lucruri acolo. Ăla e manipulator. Ceilalți, în viața de zi cu zi, noi nu vorbim de manipulare, ci vorbim exact, vorbim despre exercitarea tot felul de influență. Adică aceștia să mai degrabă îi numim și mai corect specialiști, ei sunt specialiști, nu se nasc, nu devin. Învață lucrul respectiv și gata. Îi numim mai degrabă operatori. Operatori sociali, operatori, spunem așa, video. Uite un operator cu o cameră bună de filmat în mână poate să exercite prin filmarea care o produce o influență foarte mare asupra privitorului, arătând realitatea așa cum este sau distorsionând-o în totalitate. Un aparat de fotografiat este și ăsta un instrument cu care putem face o poză. Omul în sine este un instrument care poate exercita tot timpul tot felul de influență, chiar și atunci când nu-și dă seama ce face asupra propriului copil sau asupra iubitei lui, exercită tot timpul de influență născute din fricile lui, din dorințele lui, din orgoliile lui, iar celălalt, în dependență de material, ce fel de material el este, se supune acelor influențe pentru că este slab și instrumentul cu care el, altul, operatorul, spunem așa, că este, relația e cam așa. Cel care exercită influența, putem să-i numim, uite, sculptor. Iar cel asupra căruia se produce influența, el este stânca de piatră, spunem, sau bucata de lemn. Și asupra lui se exercită o influență. Sau spune, cum spunem noi, o manipulare. Eu trebuie să manipulez acea bucată de piatră ca să scot, să dau totul ce este în plus într-o parte și să scot Venera de acolo, așa cum spunea Michelangelo, nu? Sau din bucata aia de lemn să dau totul ce e în plus într-o parte și să scot de acolo o operă de artă, nu? Eu manipulez acel material sau, mai corect spus, îl influențez exercitând asupra lui diferite forme, dalta, ciocanul, diferite instrumente. Instrumentele poate fi la om psihologice, energetice, psihoenergetice, fizice. Uite, de exemplu, tu ai adevărul, eu am bâta. O să vezi că eu o să am mai multă putere de a exercita influența asupra ta decât tu cu adevărul tău. Corect? Corect. Și asta va fi un instrument bun de exercitare a influenței. Dacă eu vreau să te pun pe fugă, o să fugi. Deși tu o să ai adevărul de partea ta. Și asta este un instrument. Poate să fie spirituale, sufletești, emoționale, adică atâtea câte canale de percepție, de intrare a informației în interiorul omului există, tot atâtea instrumente de influență, de manipulare, cum spunem noi.
Deși termenul de manipulare încă o dată nu este corect folosit. Bun, și evident că acolo unde apar doi oameni, între ei apar interacțiuni, influențele. Uite, chiar și influențele sau interacțiunile erotice sexuale se produc și au un efect. Adică bărbatul exercită asupra femeii un anumit tip de influență erotică sexuală. Femeia rămâne însărcinată, manipulată de el, nu? Ca în felul, dacă a folosit termenul manipulată, toate gravidele ar trebui să se revolte. Păi, dar m-a manipulat ăsta, eu acum umblu cu burta la gură, a devenit femeie, adică a devenit grea. Nu că așa spuneam trecut. Da. Parcă înainte de asta era ușoară. Nu că spun femeie e grea, adică femeia e grea acum, spuneam trecut. Și acum eu, datorită influențelor a lui, va trebui să suport durerea asta și să nasc și tot așa mai departe. Uite ce mi-a făcut manipulatorul. Naibii, știi, cam așa ceva. Cu ura trebuie să fim la... Nu. Noi exercităm influență. Chiar și atunci când nu ne dăm seama de ce tip de influență generăm asupra altui om și care vor fi influențele sau rezultatele acelei influențe. Dacă tu ești bun cioplitor de oameni sau de suflete, atunci uite cum sunt maestri. Ei vin oamenii la ei ca niște bucăți de... ca niște... Materiale brute, ca niște bucăți de buștean. Ah. Și el treptat, cioplind în ei, exercitând tot felul de influențe, îi scoate din ei, din niște material brut, nu știu, niște inițiați. Descoperă esența lor. Așa. Numai atâta timp, și asta este posibil numai atâta timp, cât ei se lasă și contribuie să lasă, spunem așa, prelucrați de acea influență care o produce. Dacă, în schimb, maestru, un om care nu se lasă, atunci înseamnă că materialul este mai dur decât instrumentele cu care eu produc influența. Adică el este stâncă, dar eu, piatră, granit, dar eu lucrez, am venit cu dălțița pentru lemn și cu un ciocan pentru lemn să fac ceva acolo. Nu va ieși nimic de acolo, îmi voi străca eu instrumentele și voi vedea că instrumentele mele de exercitare a influenței nu vor fi eficiente. Și atunci ce va trebui să fac? Va trebui să vin cu un instrument mai puternic, cu picamerul. Să dau tare în el așa, până să sară scântei, așa, și până la urmă tot reușesc să-l cioplesc. Ceilalți vor spune, dar de ce maestru cu ăsta este atât de dur? Și cu celălalt atât și de blând? Și cu ăsta este atât de blând, pentru că ăsta e plastilin. Dar tu ești granit, cu tine trebuie să lucrezi altfel, așa sunt și popoare. Când se exercită influența asupra diferitelor popoare, unele popoare sunt mai plastiline, le-ai spus ceva, de exemplu, din mâine nu-și mai fumează nicăieri, pac, a doua zi nimeni nu mai fumează. La român nu e așa. El e granit, el are o genă antică, e un neam străvechi, am învățat și am transmis la strămoși tot felul de abilități, tot felul de chestii. La român nu e posibil, la român posibil să vii cu un instrument puternic, să sară scânteii din el și atunci el face ceva. El se modelează, până atunci el crește material brut. De-aia zis chiar și într-un popor, hai să uităm istoric. Când au produs România, cele mai, spunem așa, cele mai puternice momente în care au înflorit, au crescut. Când asupra poporului s-a exercitat o influență puternică, stabilă, nu azi l-am cioplit puțin, pe urmă m-am uitat. Că poporul, sau în viață, omul e așa un material foarte interesant. Material de construcție. Dacă am cioplit ceva și nu insistăm, bucata aia care am reușit să o scoatem, ea se vindică. Și apare din nou. Se regenerează la fel, la loc. Așa se regenerează și de pielea și omul ca spirit în general. Dacă influența este stabilă, puternică, stabilă și de o perioadă de mai lungă de timp, ea intră în noi devenind a doua noastră fire. Aici, a doua noastră natură. Aici vorbim deja, ne gândim la două variante. Este varianta de manipulare constructivă, da, în folosul omului în care și el oarecum consfințește și își dorește această transformare, și mai este acea manipulare distructivă, chiar ceea ce majoritatea cu asta etichetează ideea de manipulare, în care se încearcă controlarea, manipularea în scopul de a obține niște foloase sau din anumite interese pentru a acționa omul respectiv conform dorinței liderului sau cuiva. Cuiva. Și aici totul depinde de capacitățile sau dezvoltarea spirituală sau capacitățile morale interne a celui care cioplitorului, spunem așa.
Dar materialul nu are nimic de spus și nu are niciun fel de posibilitate sau drept, să spunem așa, să judece pe cioplitor. Sunt structuri total diferite, nu se înțeleg. Dar n-ar putea să observe, de fapt, în mâna cui pătrunde, adică aici și din perspectiva putea, materialului. Exact, materialul, vedeți, atât timp cât el e material. El crede că ar putea fi ales alt cioplitor, dar, spunem așa, soarta lui stă în mâinile destinului cioplitorului și atunci ăsta îl ia ca pe o piatră de pe marginea drumului și îl cioplește cu vrea el. Nu așa spune problema. Vreau să spun în felul următor, cu orice tip de influență sau manipulare, mai folosim încă o dată termenul ăsta fals, greșit, venită din exterior, indiferent care este scopul și indiferent de cine este făcută, este totdeauna negativă. Niciodată nimic bun din așa ceva nu va rezulta. Acel bun va rezulta numai pentru cioplitor. Totdeauna, de ce nu este bun? Pentru că orice tip de influență din afară te face pe material, sau în cazul nostru omul, sau sociumul, sau statul, sau lumea, în genul, nu contează, sunt aceleași lucruri, numai că la alt nivel de viziune sau la alt nivel de conștiință. Îl va face pe material să piardă energie, să se destructureze, să se deformeze și el toate lucrurile astea le va simți ca pe o pierdere. Chiar dacă mai târziu el va deveni o statuie, o operă de artă, dar până va ajunge acolo, până când va fi șlefuit în mici detalii, chiar și diamantul atunci când este luat spre prelucrare, el suferă pentru că se pierde pe el însuși. Și dacă ar putea vorbi, el ar urâlă pe șlefuitor. Uite ce îmi face nenorocitul ăsta, uite cum mă șlefuiește, uite cum mă înferbânt, uite cum dă nenorocitul cu dalta în mine, cu instrumentele lui acolo, cu diamant, cum zbâzâie tot așa, înnebunește diamantul probabil, dacă ar putea vorbi aș înjura. Dar mai târziu, șlefuitorul face din el o operă de artă, îl pune într-un inel de aur și în dependență cum era omul în sine, dacă are el puritatea aia interioară, atunci îl pune într-un inel și se vinde cu bani foarte grei. Și pe urmă acel diamant, în acel inel, este purtat pe mâna reginei și tot. Și diamantul după aia poate să laude, vezi? Eu cum am ajuns? Pe mine mă poartă regina pe mână, pe mine m-a purtat regina el, apoi acum a fost moștenit dar la altă. Dar prin ce am trecut eu? Dar prin ce o trecut, o și uitat deja. Și de multe ori o uitat că nu este el opera lui, ci este opera unor influențe venite din afară. Ei, în momentul respectiv sunt chiar discuții, adică orice influență din afară venită asupra noastră ne face pe noi să cheltuim energie, să pierdem energie și aia niciodată constructiv pentru noi, niciodată constructiv nu va fi aici. Și constructiv este numai atunci când influențele nu vin din afară, că ele oricum vin, ci numai acele influențe care pornesc din interior, când tu începi să fii propriul tău cioplitor până la un anumit moment, după care nu te mai descurci și ai nevoie de un instructor, apoi nu te mai descurci și ai nevoie de un maestru, ca să te dai în mâinile lui și să facă din tine ultimele șlefuiri, ultimele finețuri. Dar nu o să găsești niciodată un maestru în lume care va lua un diamant brut spre prelucrare. Nu. Funcția maestru este să finiseze cele mai mici detalii al diamantului interior al nostru. Toți își doresc un maestru, dar uită că ei sunt o cărămidă în care în interiorul lor poate că există și cu siguranță există un diamant acolo. El trebuie descoperit, șlefuit, spălat, îngrijit. Asta nu va face maestru niciodată. Scoate tu singur diamantul din tine. Șlefuiește-l tu până la un anumit nivel de precepere, de abilitate. Și când nu te mai descurci, evident, o să ai nevoie de un instructor care îți va spune, uite, aici mai fă așa, acolo mai fă așa, aici dă-i mai tare, aici dă-i mai încet, aici mai spală, așa, aici pune, ce știu eu, hârtie abrazivă, dă cu de-aia, fă, o să-ți fie, te doară, dar dă-i bătaie. Apoi, la un moment dat de evoluție, de șlefuirea diamantului din tine, iar Dumnezeu este culegător de diamante, așa, vei avea nevoie de un maestru și maestrul va face ultimele șlefuri, te va pune într-un context în care să te pună în care să te poată vinde și să te arate lumii întreaga ta strălucire, pentru că dacă îl răsucești puțin așa, el deja strălucește, al împlă camera asta în culori verzui, l-am schimbat așa doar altă fațetă, puțin l-am mișcat, e același diamant, dar deja toată camera se împlă în auriu sau în roșu sau ceva de frumos, alte culori. Uite, asta este ceea ce numim noi influență. Mai departe, dacă trecem de terminul respectiv, influență sau manipulare,
dacă noi ne enervăm, reacționăm sau indiferent ce facem noi sub presiunea factorilor externi, noi suntem mașini sau roboți. Dacă noi ne dezvoltăm, trăim prin viață, fiind din ce în ce mai supuși influențelor interioare și din ce în ce mai independenți de factorii exteriori, atunci noi cu adevărat ne dezvoltăm și atunci începem cu noi real să facem ceva. Uitați-vă, noi trăim într-un mediu social, nu contează, psihologic, energetic, tot factorii mediului. Mediul exercită asupra noastră tot felul de influență de fiecare dată. Uite, plouă afară, asta e influență. Asta mă face pe mine să ce? Să-mi iau umbrela, să mă adaptez la mediul respectiv, să dau dovadă de inteligență. Uite, plouă afară, mi-am luat umbrela, asta e dovadă de inteligență. Nu. La noi în București se întâmplă altfel. Când plouă afară, toți își iau mașinile în loc de umbrele. De-aia se blochează orașul în zilele care plouă. E dovadă și asta de inteligență, știu, dar costă mai mult. Umbrela totuși costă mai puțin. Așa. Mediul exercită asupra noastră tot felul de influență. Dacă eu nu fac nimic altceva decât toată viața reacționez la mediu sau la orice influență venită din afară, de la alți oameni, tot ce mai departe, eu toată viața voi rămâne om-mașină sau biorobot. Pentru că reacționez. Așa face și calculatorul, așa face și oricine. Uite, calculatorul va sta o veșnicie așteptându-mă pe mine să apăs Enter ca să întâmple ceva. Aș vrea să discutăm despre influențele mediului asupra noastră și după o pauză. Despre influențele mediului asupra omului și cum trebuie el să se adapteze și în ce context se poate adapta, rămăsesem cu discuția neterminată din partea a doua, aș vrea să o continui. Deci, practic, noi suntem permanent supuși anumitor influențe. De tot felul. Influențele sunt cele mai diferite, iar cele mai importante sunt acele influențe care, spunem așa, vin spre noi pe canalele noastre de percepție a informațiilor. Adică vizual, auditiv, tactil, olfactiv, acele influențe care pot perturba calitatea vieții fiziologice, vieții emoționale, vieții psihologice ale noastre și de aici și energetice, de aici și psihoenergetice mai departe, într-un sens sau în altul. Viața ne influențează tot timpul și noi tot timpul trebuie să ne adaptăm. Cine nu se adaptează, conform legilor, naturii moare sau dispare. Noi suntem astăzi aici, toți în viață, pentru că ne-am adaptat permanent la tot felul de probleme sau la tot felul de influențe ale mediului, inclusiv și mediul politic, mediul social, mediul cultural și restul. Deci sună interesant, deșteaptă-te România, adică noi suntem ca și cum adormiți. Și adormiți fiind, asta e foarte interesant, de 20 ceva de ani ce ne se întâmplă nouă, n-au reușit încă să ne cucerească în totalitate. Dacă toate ce s-a întâmplat nouă în 20 ceva de ani s-a întâmplat, de exemplu, Olandii, acolo țara respectivă dispărea cu genul ăsta de influență, pentru că ea nu știu să adapteze atât de bine la influențele politice, economice, de tot felul, cum știm noi românii. De aia spunem de multe ori că a fi român nu este o naționalitate, ea e o meserie, e o abilitate. Noi supraviețuim în condiții politice, economice, ce știu acolo, de oricare alt fel, în care oricare alt popor ar fi supraviețuit cu greu, dacă nu chiar ar fi dispărut. Păi ce să faci dacă suntem granit? Nu? Așa, tocmai că suntem rezistenți, nu? Exact. Dar aici e un lucru foarte interesant. Cu cât omul este mai granit pe din afară, cu atât el este mai plastilin pe dinăuntru, yin și yang. Cu cât el este mai granit pe dinăuntru, cu atât el sunt mai plastilin pe din afară. Aia operatorii de exercitare a tot felul de influență culturale, economice, știu lucrul respectiv foarte bine și știu și care este dominanta unui popor, de exemplu. E mai mult yang sau mai mult yin sau ce felul ăsta. În schimb, că vorbeam de influențele exterioare, cu cât noi suntem mai dependenți de factorii exteriori, cu atât viața noastră este mai supusă manipulărilor de tot felul și cu atât mai mult noi reacționăm. Dacă reacționăm, noi rămânem toată viața om-mașină. Om care nu facem nicio mișcare sau foarte puține dintre ele decât cele care satisfac necesitățile noastre de bază. Papa, alimentație, respirație, pipi și restul,
cele care satisfac necesitățile noastre bazale. Dincolo de asta s-a terminat. Nici nu mai avem când să ne gândim, pentru că mediul iar ne influențează, iar ne influențează. Cu cât devenim mai dependenți de factorii interiori al dezvoltării, al mișcării prin viață, spunem așa, cu atât noi devenim mai liberi. De ce? Ne luăm viața, destinul în mână, destinul depinde doar de tine în cazul ăsta, de factorii interiori, de deciziile care o să le iei, de judecata care o să o faci. Puteam să-mi permit să gândesc așa, dar eu nu mi-am permis să gândesc altfel. Puteam să-mi permit să gândesc, toți bărbații sunt niște porci. Apoi, fără ca să-mi dau seama, eu deja am ales să mă întâlnesc numai cu bărbații care sunt porci. Pentru că eu mi-am permis astfel să gândesc. Apoi tot eu mă mir că viața îmi demonstrează că chiar așa este. Pentru că eu voi privi lumea prin prisma asta, prin acest filtru. Filtru propriu pe care eu mi l-am pus. Altă doamnă sau domnișoară a spus, toți bărbații sunt niște cavalieri, niște gentlemen. Și ea observă că numai cu tipul ăsta de bărbat se întâlnește. Aici intervine și legea atracției, practic, ceea ce crezi într-un fel. Evident. Păi asta este legea, foarte mult vorbesc despre legea atracției, neînțelegând cum ea funcționează. E descrisă cu lux de amănunte, nu trebuie să vin modern și să ne arăte nu asta într-un filmuleț sau legea atracției, legea magnetismului, nu știu care. E descrisă în Biblie. Biblia în general este o carte a psihotehnologiilor de tot felul și este un manual de, spunem așa, de manipulare socială, dacă vreți. Și nu numai socială, individuală, colectivă și rest. Numai că trebuie să ai ochi să vezi imaginele respective. Dacă citim doar text fără să vedem ce citim, nu o să înțelegem niciodată nimic în Biblie. Adică noi citim cu mintea, dar nu vedem chipurile ce se întâmplă acolo. Ei, în direcția respectivă, cu cât noi începem să fim mai dependenți de factorii interiori, cu atât mai mult începem să fim făuritorii propriul nostru destin. Dar în momentul când începi a făuri propriul tău destin, fără ca să-ți dorești, începi să-i atragi pe ceilalți oameni, adică tu mergi ca un vas, ai început să faci valuri. Ceilalți care sunt pe bărcuțele lor se vor clătina. Doar pentru faptul că tu ai început să faci ceva în viață. Evident, așa și spunem de multe ori, băi, faci valuri. Ne deranjez, că ne clatin. Dar noi vrem să stăm așa, uite, ne-ai clătinat și s-a vărsat cafea. Aia, nu-i bine. Păi întotdeauna pionierii au fost oarecum condamnați, nu? Și evident. Deschizătorii de drumuri. Exact. Dar în momentul respectiv tu ai posibilitatea să ajungi, spunem așa, un fel de zeu, pentru că tot timpul creindu-ți propriul tău destin, tot timpul lucrând la el, tot timpul cioplind la tine și tot timpul fiind dependent de factorii interiori, eu mă duc la muncă nu pentru că mă obligă cineva, nu pentru că mă cioplesc acolo să-mi câștig existența sau cioplesc blestemata aia de piatră, ci pentru că înțeleg că eu vreau să construiesc un templu în mine și din mine un templu. Și din viața mea un templu și în templu ăla un altar în care eu voi ajunge în timpul oricare și în acel altar construit totuși de mine și templu de mine, eu voi sluji. Înțelegeți cum? Da. Adică, în momentul respectiv, omul dat va fi un om total diferit, el va fi aproape zeu, pentru că el înțelege și vede tot timpul care sunt influențele din afară. Dar tot timpul face așa numitul aikido psihologic. Cu cât e mai mare influența din afară, cu atât mai ușor el o percepe, o ia și cu puterea ei o dă pe spate, cum ar fi. Sau îi folosește energia în tot o altă direcție. Uite, eu vreau să sparg peretele respectiv, dar nu vreau să o fac cu mâna mea. Și atunci te influențezi pe tine, poate îmi dai un pumn, așa cu mare ciudă și cu mare viteză. Eu voi face aikido psihologic, mă voi referi la timp, că dinainte știu ce o să produci, dinainte știu cum reacționezi tu la tipul ăsta de influență exterioară și la momentul potrivit mă voi feri și tu vei sparge zidul respectiv cu pumnul tău. Ei, o să rămâi și câteva oase rupte, dar asta e problema ta. Pentru că te vei ciocni de o lege a fizicii, forța acțiunii egală cu forța reacțiunii. Și necunoscând-o până atunci, îi face cunoștință cu ea în mecanică, adică în dinamică, cum o funcționează. Și atunci o să întreb, nu, cum funcționează legea respectivă? Eu am știut chestia asta din timp și tocmai de aia n-am vrut să-mi rup eu deștele. Aici avantajul cunoașterii și e important să știi cât mai multe tehnici. Ați văzut? A cunoaște, nu a crede. Dar toți oamenii se bazează pe credință. Ei cred. Mai spun încă o dată. Sau își doresc. Își doresc. Omul trebuie să știe. Așa, nu se creadă. Credința este repartizată pentru cei care au hotărât să nu mai învețe, să nu mai cunoască, să nu mai știe. Adică știi tu că eu te cred.
Evident că un om nu poate să știe toate lucrurile în viața respectivă, dar eu când mă adresez la tine după o operație sau după un implant, sau după, eu nu cred că tu crezi că știi cum o să-mi faci operația respectivă. Eu mă adresez la tine pentru că știu că tu știi, clar. Ei, în toate restul vieții, oamenii se comportă pur și simplu ca niște schizofrenici. Adică ei tot timpul cred că vor fi posibil vreodată să nu faci absolut nimic, doar să creezi, să te rogi și cu ocazia asta lucrurile se vor întâmpla. Dar în timpul ăsta când se roagă, ei tot timpul spun, Doamne, dă-mi mie, și încep să spună cine au. Că n-am sănătate, n-am aia. Ei, legea spune, cine nu are și din cine nu are se ia. Iar cel care se construiește pe el însuși, el totdeauna este, spunem așa, nu cu o face doar cu un înțeles, o face din interiorul lui, cu multă profunzime. El este recunoscător tot timpul. Doamne, sunt recunoscător că am sănătate. E și umbră, dă-i vai de capul ei, dar o am pe ea, pentru că putea, la câte am făcut eu greșeli, asta e sănătate încă bună. Mulțumesc, Doamne, că o am. Și cel care recunoaște că are, îi se mai dă ceva. Îi se mai dă. Mulțumesc, Doamne, că am mintea asta care o am. Îți mai dă. Mulțumesc, Doamne, că am posibilitatea să mă concentrez. Degeaba am o minte dacă nu mă pot concentra la o idee. Oricare. Îți mai dă concentrare. Mulțumesc, Doamne, că te am pe tine. Nevăzut și văzut în același timp. Făcând parte, trăind, fiind în mine și în exteriorul meu în același timp, și că pot avea cu tine o relație tainică, chiar necunoscută, chiar dacă nu totdeauna o înțeleg. Și astfel de tip de relații ți se mai dă. Apoi când vezi și spui, Doamne, dar noi n-avem, dar noi... Nu ai, okay. O mior la ială, da, așa. Mior la ială tot timpul. Asta se întâmplă și în viață. Femeia care nu este mulțumită de bărbatul ei așa cum este... Pentru că ea l-a ales, ai ales bărbatul ăsta, viața asta o să o ai, ai ales bărbatul ăsta, altă viață o să o ai, mai bun în ceva, mai rău în altceva. Nu-i poți avea pe toate, de la un singur bărbat. Și dacă nu-i mulțumită de bărbatul ei așa cum este, Dumnezeu el ia, pentru că ea spune că n-am cu tine fericire, n-am liniște, n-am bani, n-am aia, nu sunt iubită, nu sunt nu știu ce. Și atunci Dumnezeu el ia ca să vadă cum e în general, chiar fără acel bărbat. Fără acel care hrănește familia respectivă, cum poate el. Uite, acum să discurci și fără el, să vezi cum e fără un bărbat, în general. Apoi, ce face? Crezi că spune cuiva, mulțumesc, Doamne, că mi l-ai luat? Nu, începi să se plângă în continuare de ceea ce nu are. Ei, acum și mai multe nu am. Și dacă mai multe nu ai, și mai multe ți se ia. E lege, cine are, îi se mai dă. Cine nu are și din cine nu are, îi se mai ia. Și acum folosim corect legea respectivă? Încercăm tot timpul să apreciem ceea ce avem. Ceea ce avem, la ceea ce avem, sau recunoaștem, sau suntem recunoscători pentru că avem, cum o fi, da avem, ni se mai dă. Este sămânța care încolțește, practic. Dar dacă tot timpul ești axat pe nu am, dacă m-aș fi născut în altă țară, dacă din alt părinți, dacă poate în altă dacă perioadă de timp, așa, avea să fiu și eu mare. Dar în țara asta așa cum este, cu politicienii ăștia, cu guvernul ăsta, cu vecinii, cu aia, cu aia, așa cum este lucrurile. Domnule, n-ai cu cine, domnule, n-ai cu cine. Mi-au tălpășița și plec. Asta e situația. Ce poți face? Nimic. Ei, nu faci nimic. Atunci, dacă nu faci nimic în momentul respectiv, sigur va apare cineva care va face ceva cu tine. E lege. Natura nu suportă locuri goale. Dacă eu nu fac nimic cu mine, cineva va face ceva. Dacă eu nu stăpânesc propria minte, cineva îți va stăpâni mintea ta. Natura nu suportă, nu numai cu locuri goale, ci nu suportă sfere sau spații fără stăpân, fără proprietar. De aia chiar și cartea prima criză, proprietarul galaxiei. În toate, peste tot, există un proprietar. Dacă nu vrei să fii proprietar peste propria ta minte, terenul ăsta, spațiul ăsta este liber, imediat va apare acolo un proprietar. Și va fi foarte greu să-l dai afară. Ca și în viața de zi cu zi. Lasă apartamentul pentru vreo 4 ani și du-te. Apoi să vezi că cineva o să-l spargă, apoi va vedea că nu există niciun fel de reacție, se va trăi acolo abuziv, apoi tu vei veni peste patron și va trebui să te judici cu ei că îi să-i dai afară din propriul tău apartament. Că ei vor spune, da, el a lăsat, ea și ea între-ntrăi, noi suntem o familie cu atâția copii, noi n-am avut unde trăi și protecția nu știu cui și mama, tata. Reechilibrarea necesită un efort mult mai mare după ce ai lăsat acest spațiu gol. Evident. Te-ai abandonat pe tine. Da.
și automat a avut grijă altul să screze un traiect. Evident, și când un alt om care pune stăpânire pe sufletul tău sau pe mintea ta sau pe deciziile tale sau pe capacitatea ta de a aprecia, atunci acel om îți guvernează viața fără ca să-ți dai seama. Da. Dacă există o instituție oricare, uite, de exemplu, un sistem oricare, oricare sistem, fie el și religios, de exemplu, sau economic, și-o pus stăpânire peste modul tău de a interpreta realitatea, din acel moment, acea instituție guvernează cu alegerile tale. Ei, tu deja nu mai ești liber. Și atunci, nu ești liber să gândești, nu ești liber să iei decizii, nu ești liber să ai vrea să fii liber să faci propriile tale concluzii, dar pentru a face asta, înainte de asta, trebuie să fii liber să înveți. Și tu n-ai fost liber să înveți, te-au învățat numai ceea ce au vrut ei. Nespunându-le părinților, ce o să mai preînveță pe lângă asta copilul în școală? Că dacă le-ar fi spus, pe lângă programul, curicula, probabil că nimeni nu s-ar mai da copilul la școală. Vezi? Și în felul respectiv apare chestia asta, liberul meu arbitru. Păi dacă am spus arbitru, el deja nu este liber, pentru că el arbitrează în cadrul jocului propriu. Adică, eu sunt musulman, tu ești creștin, eu arbitru meu e de la, spunem așa, de la lumea musulmană, a tău e de la lumea creștină. La mine a pune, sau invers, la mine, nu că invers, în alt tip de abstractizare, la mine e de la basket, arbitru la tine, arbitru a fost educat într-un sistem numit fotbal și arbitrează, știi să arbitreze fotbalul. Păi la mine să pui mâna pe mine, piciorul pe minge este ceva rău. De nepermis, de neconceput. La tine a pune mâna pe minge este un mare păcat sau o greșeală. Și uite, ne arbitrăm. Cine e arbitru? Dacă un genul oamenii când spun că eu am liberul arbitru, în momentul respectiv el a spus că el are pe cineva deasupra lui. Care ce face? El arbitrează tot timpul. Îl fluieră. Vezi că n-ai făcut bine. Nu e bine să gândești de sine stătător. Vezi, ascultă-l pe ăla. Vezi că dacă gândești de la sine stătător, intri în conflict cu ei, religia, de exemplu. L-ai investit deja pe altul cu putere. Altul. Tu ai creat un cenzor, un observator, un propriu tău spion în tine, nu tu, conștient l-ai creat. Că asta e foarte posibil. Există psihotehnologii în care chiar e necesar să construiești un astfel de observator al tău în tine, care tot timpul să te observe. Da, să nu te judece, nu te critici, să nu te amendeze, nu-ți dă cartonaș, nu te scoate de pe terenul de fotbal și te aruncă acolo într-o depresie undeva, stând, așteptând, poate o să mai fi distribuit în jocul vieții. Ai și tu, te simți așa util, alergi după o minge, faci ceva acolo, te simți util, adică simți că faci ceva pentru lume. Lumea te aplaudă, întâmplă ceva. Ei, la tine fotbalul durează mult, 4-5 minute, la mine durează mai puțin. Pentru mine e imoral să alergi atâta de mult pentru compensația respectivă. De ce teren? Nu puteți să jucați voi pe un teren mai mic? De ce să alergați atât de mult? Uite că la noi, că la basket, așa e corect. 30 de metri de aici încolo și alergăm. Ceea ce e corect pentru tine, pentru mine, da, reprezintă altceva. Și în același timp, ambele lucruri sunt absolut corecte, pentru că sunt jocuri diferite. Și pentru că sunt jocuri diferite, sunt reguli diferite la acelui joc. Pentru că fără reguli, norme și legi, niciun popor n-ar putea supraviețui în cadrul cultural al lor, numit fotbal sau numit basket. Nu contează. N-ar putea trăi. Ar fi acolo o anarhie în totalitate. Și atunci chiar și spectatorii au reguli. Cum să întrepe, ce poți să faci, ce nu poți să faci. Ea încearcă și încalcă și să vezi imediat cum o să apară băieții cu dreptatea. Nu. No. Și o să încearcă să te pună, cum? Să te bagi în cadru. Chiar așa spune, că ele vor fi cadre militare. Nu? Și cadrele te vor băga și pe tine într-un cadru. Și dincolo de pătrățelul respect. Gândirea în pătrățel. Și uite așa toți se gândesc că sunt liber. Că nu eu fac ce vreau. Nu faci nici pe departe. Ca să dobândești dreptul de a face. Dreptul, spun, puterea. Că nu e un drept. Dreptul înseamnă că ori ți-l dă cineva, ori ți-l dă. El tot timpul, opțiunea asta o avem. Prin urmare, nu este un drept care trebuie să-l câștigi cumva. Și pentru a dobândi puterea asta de a fi liber, trebuie să muncești la așa ceva cu tine însuți, destul de mult timp. Și cum faci acest lucru fără a crea, să zic, animozități și fără a te fi sub forma revoltei? Că mulți interpretează, domnule, pentru a fi liber, trebuie deja să nu mai respect o parte din normele astea ca să-mi câștig libertatea. Și pică într-o extremă a revoltei, da, a insubordonării și deja traiectul este oarecum iarăși deraiat. Da, știi? Evident. Pentru că și libertatea, noțiunea de libertate are, spunem, câteva sensuri.
toți oamenii vor să fie liberi. Dar cel mai interesant lucru că atunci când le dai libertatea, ei se pierd. Nu știu ce să facă cu ea. Nu se fac cu ea. Uite, de exemplu, dacă îi dai, îi spui un om, cumpără asta, că asta o să-ți fie bine, el o cumpără și să-mi bine. Dar dacă îi pui 5 obiecte în față, spune, uite, de aici ieți, alege tu care vrei, la același preț. El deja să, da, aia, da, de ce, da, o vreau și pe ea, dar le vreau pe toate, dar nu știu pe care să... Nu, ai voi numai una. Din 10 să alegi, alege una. El se pierde și începe să caute răspunsul. Da, spuneți-mi dumneavoastră, dar care ar fi mai bun? Da, întreabă, da, se pierde, nu poate alege. Atât de bine este dresat deja omul, încât el se pierde dacă îl pui să aleagă din 4 lucruri. El e de obișnuit să aleagă din 2, maximum 3 variante. Dă-i 3 variante și îl sunt liber. Da, și uite, tu chiar ai punctat foarte frumos, chiar ai sintetizat foarte bine că de fapt avem formele de manipulare în funcție de organele noastre de simț. Încercând o clasificare așa a manipulării, pornind de la manipularea, să zicem, cea de top informațională, există manipulare emoțională la nivel de cuplu, dar și de societate în general. Și există și varianta de jos, varianta, din punctul meu de vedere, cea mai slabă și cea mai, să zic, derizorie, manipularea sexuală, pornind de la, din perspectiva asta. Este des utilizată, sunt foarte multe exemple pe care am putea să le dăm. Se merge, practic, pe varianta cea mai de jos pentru oamenii cei mai slabi. Pe măsură ce omul deține un anumit grad de inteligență, deja automat la el trebuie să mergi cu alte metode de manipulare. Mergi pe cele emoționale, vezi breșa pe care el ți-o creează, care ți-o oferă, da? Și ajungi până la cea informațională. Știți care e chestia? Deja noi când am spus că lucrul respectiv, am împărțit lumea în foarte multe. Unii sunt mai bazale, alții sunt mai emoționale, alții sunt mai intelectuali. Toți oamenii pur și simplu sunt oameni. Asta e clar. Adică, spun, toate computerele sunt computere. Sau toți bioroboții sunt bioroboți. Atât tot. Toate funcționează în interior. Deși poate au o placă diferită, o viteză diferită, o memorie diferită, dar toate prelucrează informațiile și electronii circulă prin el la toți la fel. Pentru că toți avem o coloană vertebrală, un cablu de sus până jos care leagă procesorul cu organele interne, așa. Astea sunt ca imprimantele, ca ieșirile, cum ar fi spus. Toți funcționăm la fel. Când vorbim de influență, aici ele se produc pe diferite nivele, în dependență de scopul necesar de urmărit și de, spunem așa, eficiența metodei. Unele metode sau unele comportamente a oamenilor sunt generate mult mai ușor dacă îi influențăm la chakrele, spunem așa, bazale. Sex, supraviețuirea, frica. Și atunci ce facem? Ca omul tot timpul să trăiască într-o frică, noi le furnizăm informații despre rele de felul ăsta. Unul pe altul violează, se omoară, astfel încât omului treptat se creează impresia că, domnule, e foarte periculos afară, din casă mai bine să nu ieșim, pentru că, uite, peste tot locul violatori, spărgători, împușcători, vezi, dai seama, în centrul Bucureștiului unii au atacat o bancă, unde s-a ajuns, deci grad de periculozitate maximum. Unii chiar ajung să se teamă, de multe ori chiar să se spune, fiți atenți, urmează niște imagini care pot să vă afecteze emoțional. Păi chiar ne afectează emoțional, pe unii mai mult, pe alții mai puțin. În dependență, deși forma de structurare a sufletului, și dacă știți că te influențează emoțional, de ce o mai arătați? Exact. E cam așa ceva. Fiți atenți, acum o să primiți un pahar de apă care vă poate otrăvi. Și omul îl primește, că altfel n-are de luat. Paharul, măcar fiind un obiect fizic, poți să spui nu, poți să nu te apropi, că e fizic. Dar informația, numai dacă ți-astupi urechile și tot o auzi. Da. Câteodată, astupându-ți urechile, o percepi chiar mai profund. Deci influențele genul respectiv se produc în dependență de interes sau în dependență de genul de comportamente care trebuiește, spunem așa, generat. Sau genul de schimbare care trebuie produs în interiorul omului. Schimbarea a mentalității, schimbarea relațiilor sau reacțiilor emoționale față de ceva, schimbarea valorilor, adică foarte ușor putem să facem, din oricare om. Pentru asta în psihologie s-au făcut nenumărate experimente. Putem să-l facem pe un om să creadă că albul este negru și să dăie cu subsemnatul acolo. Totul depinde de genul de influență care o vom produce asupra lui. Mai ales dacă va fi influență colectivă asupra lui, atunci el se va supune acelei influențe foarte rapid. Știu că tu ai scris câteva cărți
cei care doresc să afle de unde pot procura cărțile, te pot contacta pe site-ul tău, pe Anatol Basarab. Pe www.anatolbasarab.ro. Și cursurile care urmează acum în perioada următoare? În perioada următoare va fi la Constanța, în august, va fi un curs pe care țin foarte mult la el și permanent îl dezvolt. Un curs care se numește, tema lui este dezvoltarea spirituală între iluzie și realitate. Și acolo cursanților mei le explic, domnule, în ce constă de fapt dezvoltarea asta spirituală, nu dezvoltarea personală. Că astea sunt mai mult niște cursuri motivaționale, unde oamenii vin și vorbesc tot felul de lucruri, te aprinzi, așa, uau, ce, deci noi putem, și după curs nimeni nu poate nimic. Cunosc oameni care au făcut 5 ani de zile în NLP, dar nu sunt capabili să ducă la o masă acolo într-un restaurant și să așeze la masa respectivă și să se vină înapoi cu 4 milioane. Dar uite, o țigancă care nu a făcut așa ceva poate face chestia respectivă. Se duce la o masă și poate produce astfel de influențe încât de la masa respectivă se întoarcă cu 4 milioane înapoi. Și ea încă poate exercita așa influență încât e posibil să exercităm astfel de influență încât oamenii să-ți dăie cu maximă plăcere banii respectivi. Să sunt mândri că ți-au dat lucruri, că ți-au dat și că au participat la ceva. Na, cândva în trecut, eu tot timpul, în viața care ne trăiește, scriu chestia asta. Eram în tinerețe, spunem așa, în adolescență, eram un propagandist efervescent pentru dezvoltarea spirituală. De la o anumită perioadă de timp, preîntâmpin. Fiți atenți, dezvoltarea spirituală nu înseamnă nici pe departe ce credeți, presupune foarte multă responsabilitate, presupune foarte multă implicare, iar noile forme de structurare a spiritului și a sufletului și a fiziologiei tale, a minții, cu tot pe care s-o dobândești, nu înseamnă că o să-ți facă ție o viață mai ușoară, ci dimpotrivă, o viață mai complicată. Cu cât un om se apropie de divinitate mai mult, cu atât începe să sufere mai mult. Despre cursurile pe care tu le organizezi, deci se pot accesa, pot fi informați telespectatorii noștri de pe site-ul tău. Acolo găsesc toate informațiile. Despre taberele și deplasările inițiatice pe care noi le organizăm puteți vedea tot pe site-ul nostru travelinfinit.ro. Ajungând la finalul emisiunii, vreau să-ți mulțumesc și îmi doresc din suflet să participi și la o altă ediție prin care să dezbatem tot așa teme foarte interesante. Iar dumneavoastră vă doresc de toate cele bune. Îți mulțumesc, Anatol. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și o seară plăcută.